Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Cuvântul înainte de astăzi vrem să-l dedicăm educației. E o temă, considerăm noi, pe cât de necesară, pe atât și de importantă de a fi dezbătută. Venim cu punctul nostru de vedere, care poate unora să placă, iar altora nu plea. Părerea noastră e că procesul de la Bologna nu s-ar prea lipi de instituțiile noastre educaționale. Nimeni ca lumea așa și nu pricepe în ce constă acest proces de la Bologna. S-a întâmplat ceea ce se întâmplă de obicei la noi. Am ascultat europenii, am luat cu hapca regulamentele lor și le-am acceptat ca pe un transplant în sistemul nostru educațional. Nu știu, uneori ni se creează impresia că se îndobitocește tânăra generație special. Parcă intenționat cineva dorește cu tot din adinsul să demonstreze că suntem o țară de handicapați. Ne amintim cu mare tristețe de primul BAC desfășurat de către Ministerul Educației, de pe atunci Maia Sandu. Nu susținuse BAC-ul peste 60%. Și ce credeți? În loc să ne îngrijoreze faptul, în loc să batem clopotele de alarmă, noi jubilam, iar ministrul Maia Sandu triumfa pe la toate televiziunile că, uite, echipurile în sfârșit s-a făcut ordine la BAC. Sub ochiul vigilent al camerelor de supraveghere de milioane de lei, testele au fost încărcate cu subiecte care nici măcar nu erau în programele școlare. Au picat atunci examenele și cei buni și cei răi. În loc de transparență, camerele video au adus haos și disperare. Erau nedumeriți toți, elevii, părinții, profesorii și numai Ministerul Educației dansa tânănica pe lucrările prăvălite. Contestările care echipurile aveau menire să corijeze niște abuzuri erau privite doar ca un exercițiu formal al democrației, fără a schimba măcar cu vreo iotă nedreptățile. Consecințele dezmățului nu s-au lăsat mult așteptate. După picările în masă a examenilor, mii de tineri au luat drumul pribegiei. În țară nu mai erau tineri. Facultățile universităților erau pe jumătate neîmplinite. Rectorii universităților recurgeau la tot soiul de șiretlicuri pentru a amăgi tinerii și a-i înrola în rândurile studenților. Dispăreau facultăți întregi. Erau eliberați din cauza lipsei de ore cele mai profesioniste cadre didactice. În același timp, de la microfoanele puterii auzeai doar o frază. Procesul de la Bologna a plasat Republica Moldova în rândurile țărilor europene. Care e Europa? Dacă și s-a europenizat Republica Moldova, atunci doar prin migrația populației. Nu Moldova s-a europenizat, ci moldovenii care au împânzit piețele forței de muncă de mâna a doua. Cu procesul de la Bologna, noi de fapt am distrus tot ce am avut mai bun în sistemul de învățământ superior, neaducând nimic nou. Puștii sunt azi și pustii sunt astăzi aulele universitare, părăsite catedrele și nefrecventate orele. Se încearcă a schimba câte ceva, dar foarte modest și foarte timid. În Europa, tot mai multe state se dezic de procesul de la Bologna, revenind la învățământul tradițional. Teamă-ne că noi și la această revenire să nu fim codași, cum am fost codași cam în toate ultimul timp. Acesta a fost cuvântul înainte de astăzi, iar tema la fel va rămâne educație și vom vedea cu ce inițiativă a venit un grup parlamentar și vom discuta cu invitații din studioul care sunt Valeriu Ghilețchi, vicepreședintele Parlamentului. Bună seara și bine ați venit la noi în studioul. Bună seara! Ala Ursu Antoci, consilier pe problemele educației, fracțiune PSRM, pedagog. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat să veniți. Bună seara! Și Natalia Egorova, director adjunct Liceul Teoretic Николае Гоголь. Добрый вечер и спасибо, что вы пришли. Добрый вечер, что знаю, что у вас еще работа в лицее. Discutăm despre BAC și acea inițiativă pe care a propus-o fracțiunea Partidului Popular European câteva zile în urmă și este vorba despre faptul că bacalaureatul ar putea fi susținut repetat cu achitarea unei taxe. Și dacă sunteți dumneavoastră aici, domnul Ghilețchi, vă rog frumos în câteva cuvinte să ne explicați în ce constă această inițiativă. Da, ideea acestei inițiative este următoarea. Astăzi, cei care nu au susținut bacalaureatul la sesiunea de bază și cea repetată, îl pot susține doar peste un an de zile. Noi am considerat că este nejustificat să aștepți un an de zile. Timp de un an de zile cunoștințele nu cresc, în această perioadă unii tineri ar putea pleca din țară, ei nu mai au motivația suficientă ca să mai vină odată la examene și apoi numărul care nu susține examenul este relativ mare. Da. La prima sesiune, sesiunea de bază anul trecut, din 18.000, aproximativ în jur de 7.000 n-au susținut. După ce a repetat, peste 5.000 de tineri nu au susținut sesiunea repetată de bacalaureat. De ce noi am propus ca ministerul să organizeze cel puțin 4 sesiuni, deci pe lângă cele două pe care le avem, încă două sesiuni, nu am stabilit
perioada exact, am lăsat ca ministerul să stabilească această perioadă, sugestia ar fi să fie o sesiune în toamnă și una în primăvară. Dacă în toamnă, spre exemplu, în luna septembrie s-ar organiza încă o sesiune, perioada de la ultima sesiune nu este prea mare, studenții sunt motivați să se pregătească suplimentar să vină să ia examenul și apoi ar mai avea timp să aplice la unele universități. Chiar dacă cei care vor susține mai târziu nu vor putea pleca în acest an sau în anul respectiv universitar, ulterior, totuși pentru ei este o perspectivă mai clară. Are diploma de bac, el poate să-și facă planuri pentru studiile ulterioare. Taxa propriu-zis, care pentru mulți a stârnit așa întrebări, este una legată de costuri adiționale. Nu este vorba de o taxă în baza căruia s-ar completa bugetul de stat. Totuși, un examen de bacalaureat, el implică anumite costuri. Dacă unii au folosit două opțiuni gratuite, cei care sau cei cărora se mai oferă opțiune ar trebui să înțeleagă că aceste costuri ar trebui suportate. E și o practică, spre exemplu, în alte state, în România, în Statele Unite ale Americii, există o asemenea practică. Deci noi am considerat că e o taxă pe care astăzi noi nu avem calcule exacte, nu cred că ar va fi una prea mare, adică ar urma să fie făcut acest calcul și apoi să vedem. Deci noi avem pe de-o parte sistemul, dumneavoastră un pic ați vorbit despre sistem și l-ați criticat foarte dur. Bun, cu unele critici pot fi de acord, cu altele nu sunt de acord, dar ai pe de-o parte sistemul, pe de altă parte ai studenții sau absolvenții. Și atunci, ca și legiuitor, ca și stat, în cazul dat te gândești cum să găsim acea cale de mijloc, pentru că vrem să oferim tinerilor o perspectivă de viitor. Bacul nu este un scop în sine, bacul este doar așa un instrument, dar scopul în sine este instruirea tinerilor, să le dai cunoștințe moderne, o gândire critică, analitică. Asta e scopul. Scopul instruirea în sine, să mă întreb un pic mai târziu. Este scopul educației. Deci un examen de bacalaureat nu ar trebui să devină un impediment în acest caz, el trebuie să devină un stimulent pentru cunoștință, adică un instrument pentru testarea cunoștințelor. De aceea, repet, cred că e o inițiativă justificată. Inițial chiar am propus cel puțin 4 sesiuni, dar am rămas la 4 sesiuni să vedem cum se va isprăvi guvernul și apoi după aceea, în baza acestei experiențe, vom vedea ce facem mai departe. Aici vreau să vă zic că nu doar eu critic procesul de la Bologna, mi-am permis să fac lucrul acesta pentru că sunt pedagog de profesie. A fost și un studiu realizat de IDES Viitor în care s-a spus destul de tranșant că este departe de perfecțiune. Dar, din păcate, noi nu știu de ce acceptăm niște lucruri venite de peste hotare fără ca să ne implicăm mai mult în esența acestora. Doamna Ala Antoci, explicați-ne, vă rog frumos, aici un pic putem să fim atenți la tot ceea ce se încearcă să ni se spună, ceea ce domnul Ghelețchi ne-a explicat, pentru că știu eu că au mai existat inițiative. Este unica inițiativă pentru îmbunătățire sau pentru facilitarea accesului la studiile superioare a tinerilor sau mai... Eu nu vreau să fiu nesimțită, domnul Ghelețchi. Dar din punctul meu de vedere și o fracțiune pe care reprezint, această inițiativă este populistă și în practică campanie electorală. Însăși organizarea procesului de bacalaureat implică niște costuri mari. Una este să organizezi bacalaureat pentru 100 de copii, candidați, mă scuzați, și una este să organizezi bacalaureat pentru 10.000 de candidați. Hotărârea de guvern 391 spune foarte clar că noi avem nevoie de bani pentru cei care elaborează testele, păstrarea testelor la bancă, transportarea testelor, transportarea elevilor dintr-o localitate în altă, la centrele bacalaureate, tot ce o face statul, evaluatorii, cei care asistă la examenele de bacalaureat, toți oamenii ăștia sunt plătiți. Costurile nu sunt mari, dar sunt foarte mari. Dacă noi vom organiza pentru un grup de elevi bacalaureatul ăsta de 4 ori pe an, spunem 2 ori gratuit și 2 ori cu plată, cum domnul Ghelețchi spune, nu știm câți candidați se vor înscrie. Și eu nu văd rostul la jumate de an să ții bacalaureat, fiindcă nici o instituție de învățământ nu face admiterea în luna decembrie sau în luna martie. Deci, practic, care este rostul să ții bacalaureatul ori în noiembrie, ori în luna martie? Rostul aici nu-l vedem, unul la mână. Există rost, am explicat, dar mai explic după ce încheiați. Doi la mână. Însăși, procesul dat implică foarte... Deci, ca să fiu foarte, foarte explicită, la testele de bacalaureat se lucrează un an de zile. Pentru elaborarea acestor teste. Pentru elaborare. Teste. Splătesc, de fapt, 4 luni de zile evaluatorii,
dar se elaborează testul în decurs de un an de zile. Cât timp, deci să înțeleg că noi vom elabora teste rapid, testele doar nu se elaborează, stau la cineva pe masă în minister, categoric. Testele se elaborează, se depozitează, foarte mult se discută, se adaptează și mai departe. Nu, eu totuși nu înțeleg cum. Cum am putea noi, ca, și a treilea problemă este costurile. Ele vor fi foarte exagerate. Haideți să fim sinceri și să ținem cont de treaba asta. Costurile vor fi exagerate. Noi deja avem niște costuri care sunt, din câte eu repetat, cât costă să susții la bacul externat? Nu știu, nu vreau să fiu obraznic, dar nu știu. Nu este, Ministerul Educației nu are un calcul, cu siguranță. Da, la ceea ce propune domnul Ghileț, cu siguranță nu are. Eu sunt mirat că din partea fracțiunii socialiștilor vine o abordare legată de costuri. Până la urmă, dacă costurile se constată că sunt prea mari, statul ar putea subvenționa. Vorbim despre tineri. Noi despre ce vorbim? Noi ne gândim la tineri sau ne gândim în cazul dat la costuri? Stați un pic. Noi ne gândim o dată la economie, la buget sau ne gândim la perspectiva tinerilor legat de termene. Dar să vă spun că dacă se dă în septembrie, ei reușesc să aplice pentru universitățile din România. Sunt universități la noi care vin cu a doilea val de posibilitate. Admitere se face în luna august și luna septembrie. Admitere nu se face luna noiembrie, decembrie. Dar nu noiembrie, dacă în septembrie se dă aceste examene. Vă spun o dată. Domnul Ghileț. Și apoi, uitați-mă o dată. Dumneavoastră spuneți elaborare. Eu mă mir să aud lucrul acesta. Poate asta e și una dintre probleme care a ridicat-o doamna Răducan. Dacă voi faceți testele un an de zile, întrebarea mea pentru domnul Topal aseară la o altă televiziune a fost următoare. Spuneți-mi, vă rog, dacă tu ai un sistem de testare, sistemul acesta îți arată, cum am spus la primul, dar anul trecut a fost doar 60% au trecut. Nu cumva ești problemă de sistem? Dumneavoastră nu sunteți informați corect. Anul trecut, nu. Dumneavoastră trebuie să faceți o delimitare. Liceeni și cei care învață la colegiu. Liceele, stați un pic, au rămas anul trecut din licee, restanțieri, numai 800 de candidați. Ceilalți sunt din colegii și școli profesionale. Dar nu contează. Cei care s-au dus în colegii, spunea seara domnul Topalu, pentru că n-au o meserie. Pentru că n-au putut obține diploma de bacalaureat. 5800 de tineri nu au dat. Asta e statistic. Nu verificați statistica. 7000 din sesiunea de bază, 5800 în a doua sesiune n-au dat. Noi ne gândim încă o dată la viitorul acestor tineri. Noi trebuie să considerăm faptul că dacă vrei să-l testezi peste un an de zile, eu repet, cunoștințele nu vor crește. Sistemul de testare nu trebuie să fie îndreptat împotriva elevului. Sistemul de testare trebuie să fie doar un mecanism. Uitați-vă ce a făcut președintele Franței Emmanuel Macron. El a lansat acum o reformă a sistemului de bacalaureat. El a numit bacalaureatul din Franța, din care ne-am inspirat și noi, într-o măsură oricare, cum ați menționat dumneavoastră, a numit un monstru organizațional. Adică dacă și francezii au ajuns la să constate că noi suntem în alte realități astăzi, noi ce o vrem să le oferim tinerilor noștri? O gândire analitică, critică, să continue. Poate era mai benefic ca să reevaluăm, să vedem itemii, să vedem testarea, să vedem, dar să nu le propunem să susțină. Ce propunem noi e un pas mic în acea direcție. Pentru că până la urmă, dacă un minister stă un an de zile și elaborează un examen de bacalaureat și dacă va fi pus în situația să aibă 4 sesiuni pe an, poate să mișc și ei, și revăd și ei credeți conceptul. Credeți că în situația aceasta se va mișca? Sigur, dar vor fi nevoiți. Eu chiar ieri am fost în câteva licee și am luat interviuri și am întrebat învățătorii care propriu zis, practic, se confruntă cu toate aceste examene și ei m-au întrebat, dar de ce anume aici s-a luat detaliul acesta? De ce, domnul Gheluiț? Și le-am promis că dumneavoastră astăzi o să le dați explicații. De ce, până la urmă, nu luăm alte aspecte care sunt foarte importante? Că au avut probleme itemii la limba română și la fizică au fost cu probleme, da? Că au fost evaluatorii, tot este o situație în care trebuie să vedem cum sunt ei pregătiți și situații se... Iată, doamna Egorova, cred că acum poate să ne explice și nouă, din punct de vedere practicist, ce înseamnă. Можно я вступлю. Значит, давайте уберем какие-то организационные моменты. Посмотрим на систему, в общем-то, на политику образования в республике. При той ситуации эта инициатива рано или поздно должна была возникнуть. Почему? Потому что действительно, понимаете, в образование это часть воспитательного процесса. Если мы изначально в ребенке в каждом человеке, который проживает в Республике Молдова, не воспитываем его гражданскую позицию, то, что в течение, простите меня, 9 лет в него вкладывали деньги образование, когда с 3 года в него вкладывали деньги, его учили. То есть бесплатное образование, это возможно для кого-то, оно бесплатно, но для государства оно имеет определенную сумму. И когда стоит вопрос о том, что через 3 года ученик определенных лицеев в таком большом количестве не могут подтвердить элементарный низкий уровень, то есть элементарный уровень на 5, то есть это говорит о том, что деньги вложили впустую. В ребенка вложили пустую. Где эта гражданская ответственность каждой семьи,
от ребенка, ответственность ребенка перед семьей, перед родителями, перед лицеем, перед государством, надо эти деньги отрабатывать. Вопрос действительно стоит о том, а когда и в каком количестве, и какая-то сумма денег будет, то есть как бы оплата этих повторных сессий. То есть это действительно опять ложится на плечи государства того, чтобы все равно этот процесс нельзя переложить на оплату, то есть каждый человек, который захочет сдать этот повторный тест, да, то есть какова будет сумма, то есть насколько она будет разумна для того, чтобы покрыть те затраты государства на повторную сессию, да, и насколько она будет реальна для тех семей, которые у нас попали в эту ситуацию. То есть этот вопрос действительно очень сложный и очень деликатный. То, что государство должно решать, это должны быть вопросы общие и должны решать очень серьезно, что повторная сессия действительно должна быть, возможно, платной, возможно, потому что образование не бесплатно, возрождать вот эту ответственность каждого ученика перед тем, что он получает это образование, либо он определяет свое образование, не обязательно в лицее, то есть он не получает этот, не сдает этот бакалавриат, есть возможность отказаться от него, в общем-то, то есть, но об этом мы тоже не должны забывать, потому что то, что происходит сейчас с молодежью, которая не хочет учиться, а хочет, то есть вот эта позиция, я куплю все за свои деньги, и да, у меня да, нет, ситуация передо мной, часто... передо мной ну, нет да, никаких границ, да, то есть здесь... Ну, и давайте так, кандидату... Волга бояться в лес не ходить. Да, безусловно. Давайте так, что есть инициатива, надо эту инициативу изучить, надо все, как сказать, подсчитать все расходы, потом выйти с какими-то заключениями. Абсолютно правильная инициатива, конечно. Або un alt element, care mi se pare cel mai important, care spus, e total eronat. Nimeni nu propune astăzi ca să ai rigori diferite la sesiunea de bază și sesiunea suplimentară. Nu. Deci dumneavoastră ziceți rigori. Că... Aceleași rigori vor fi... Și de-aia e o iluzie când cineva zice o să plătească să-și cumpere diplomă. Nu, tu plătești o taxă ca să dai examen. Uitați-vă, luăm un alt exemplu. Poate nu-i prea reușit, dar oricum e destul de relevant. Cineva se duce, face cursuri pentru a primi un permis auto. El de câte ori poate da examenul? El de fiecare dată își achită o plată și dă examenul. Despre aceasta vorbim. E un fel de principiu. În momentul în care tu ai investit 3 luni și ai mai multe posibilități să dai examenul și tu ai investit 12 ani în studii și poate din motive de sănătate, poate din motive pur emoționale, din alte motive, tu n-ai reușit să dai examenul. Apropo, aseară domnul Topală, iarăși în cadrul aceleași emisiuni, zice așa că în luna aprilie ia o sesiune de simulare a bacului. Adică îi pregătesc o sesiune de simulare ca elevul să fie pregătit. Și zic, uitați, vă aceeași idee. Un elev care n-a trecut prin această sesiune, el s-ar putea emoțional să descurce mai prost. Unul care trece prin două sesiuni, eu sunt convins că a treia oară el se va pregăti mult mai bine, va ști ce să fac. Și apoi, legat de pregătirea examenului. Uitați-vă în Franța din nou, pentru că e și o experiență bună, cu toate că domnul Macron vrea să facă o reformă. Ei iau o bază de date a examenilor. Noi, pe vremea noastră, când eram eu elev, aveam bilete și ne pregăteam după bilete. Și ne duceam la examen. De ce nu faci o bază de date în care tu schimbi niște elemente, dar elevul când se duce e previzibil pentru el examenul de matematică. E previzibil un alt examen pe care îl dă și el se duce mult mai pregătit. El știe cât va fi apreciată, nota lui, care sunt blocurile unde el trebuie să fie foarte bine pregătit, etc. Deci, și aici trebuie revizuit, să zic, abordarea însăși a examinării, pentru că din nou trebuie să găsim acel echilibru. Ai absolvente și ai sistemul. Cum facem ca să-i stimulăm, dar nu să-i împiedicăm? Tu trebuie să le oferi lor șanse, trebuie să-i motivezi ca să-și continui studiile, dar nu să-i blochezi și să zici, domnule, n-ai putut duce și vezi de treabă. Ei, candidații au dreptul să susțină de 6 ore examenul. Da, peste un an de zile. Odată aveți... timp de 3 ani de zile. Nu. Și asta tot noi drept. Dar de ce timp de 3 ani de zile? Noi avem, uitați-vă, sunt exemple. După asta e achit o taxă mică de tot și ei mai departe. Sunt exemple cu oameni și la 80 de ani au făcut facultăți. Lăsați-ne, nu trebuie lăsați ușa deschisă pentru orice persoană. E dreptul fundamental. Când va vrea, atunci va da examenul. Domnul Ghelețchi, dar nu putem noi să organizăm examenul de bacalaureat de 4 ori pe an. Asta este, asta este ireal. Dar sunt niște costuri ca dumneavoastră, nu vă imaginați cât de mari. Oare chiar să merg pentru tineri să le dai două șanse în plus? Domnul Ghelețchi, dumneavoastră, duceți în eroare opinia publică. Nu duc în eroare. Eu cred că lucrul ăsta se merită. Pentru tinerii noștri, statul merită. Păi dar o punem în sarcina lor și noi încălcăm articolul 35 alineatul 4 din Constituție. Învățământul este gratuit. Dar nu e vorba de învățământ. E vorba de a da niște teste acum. Și dacă e învățământul gratuit, noi în cazul dat la cine referim? Noi nu referim propriu zis la posibilitatea lui că el să meargă mai departe la universitate unde tot va achita costuri.
чоловіку остров, контракт в Акіло-Універсіті. Контракт, контракт. Дому депат сім'яргал на ноємбр, лакар університеті. Чинял приміщя. Даш ні каєрін тата лумя, ну екзіста шоу практика. Екзіста інстренітати. Інстренітати. Ю пот се аплик, інчепинд ін генерал для чепуту андру. Ю дак ам тоати акти, ю пот депуні. Ну екзіста ша практика, нічим тата лумі, ін афар де статели уніті, каре, єсті престат аче сервічу для агенції приваті. Ну мої статели уніті. Ін нічим тата лумі, ну există așa practică, contrabani, parcursul anului. Da, există în perioada, două sesiuni, sunt în perioada de vară, până la începerea procesului de admitere. Nu putem noi, după ce s-a efectuat admiterea de la America, și practica americană chiar așa e de proastă, poate Moldova va fi primul stat european care va lua o practică americană și va inspira și alții. Ați cerut niște opinii de la Agenția Națională de Curriculum și Evaluare privind această repartizare, cum ați spus în septembrie? Nu am cerut, adică am avut așa niște discuții doar orale, nu am avut, până la urmă e dreptul la inițiativă legislativă, guvernul este obligat să ofere un aviz, agenția va trebui să se expună și ea. Deci eu cred că lucrurile acestea prin discuții, dacă va fi nevoie pentru lectura a doua, putem veni cu anumite precizări, dacă guvernul va considera că ar trebui anumite lucruri în lege modificate, ținând cont de capacitățile guvernului, capacitățile organizatorice, inclusiv costuri, etc. Pentru că noi am sunat la Ministerul Educației și dânșii au menționat că doar după ce va fi discutat în legea în Parlament, doar atunci vor aviza și vor... Nu, avizul va fi înainte, după mine. Noi putem să... Prima lectură putem să discutăm și fără guvern. Dar oricum, personal consider că avem nevoie de avizul guvernului. Guvernul trebuie să ne ofere un aviz, vor fi discuții și în cadrul coaliției de guvernare. Dar ei nu sunt informați și nu s-au... Ba da, deci din punct de vedere a procedurii legislative, proiectul de lege, imediat cum este înregistrat, este trimis la guvern pentru avizare. L-ați trimis? Sigur, trimite secretariatul Parlamentului și au două săptămâni la dispoziție ca să ne ofere acel aviz. Adică noi așteptăm să vedem când guvernul ne va oferi avizul. Dar evident e și o dimensiune politică. Uitați-vă, chiar și acum politic discutăm. Va fi și în cadrul coaliției discuții. Vom invita doamna ministru. Până la urmă, vă gândiți la beneficiu tinerii generații. Doar la binelor ne gândim. Toată lumea la cine am mers eu să cer întrebări, au spus că e bine că oamenii au început să se politicienii noștri să gândească despre tineri mai mult și să abordeze subiecte. Dar poate aceste subiecte trebuie un pic altfel orientate ca să poată ei să se descurce mai ușor. Venim noi în beneficiul lor. Venim noi în ușurință. Anul trecut au fost audieri în Parlament. Dacă vă amintiți cu... a fost la conducerea ministerului și atunci am adresat întrebări de genul acesta, pentru că după mine e o problemă. Când tu ai un sistem de testare la care pic așa de mulți... Doi ani suntem cu așa mulți copii care au picat examenul. Ceva nu este în regulă. Ori calitatea învățământului proastă, ori sistemul de examinare este așa de ultraperformant încât aceștia nu pot da acest examen. Poate acolo facem niște schimbări. Și atunci am zis, haideți să vedem. Deci lucrul acesta rămâne aici, eu ca și legiuitor trebuie să recunosc, nu sunt atât de capabil să mă bag. Eu am examinat o altă experiență care mi s-a părut poate mai ușor fi pusă în practică. Pornim cu acești pași, dar propunerea noastră nu exclude pe ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică aia tot e nevoie de reevaluat de văzut. Domnul Topală îmi spunea seară că ei au modificat un pic regulamentul și legat de contestare și legat de evaluare ca să-l facă mai previzibil pentru studenți, să știe la ce se aștepte, să nu aibă surprize, să nu aibă șocuri. Vom vedea. Adică eu nu am văzut noul regulament, el urmează să intre în vigoare și va fi sesiunea de simulare în aprilie pe care de asemenea o vom monitoreza și vom vedea, și cum, urmări toate... vom vedea ce s-a făcut și care sunt elementele noi care au venit ei. Вы здесь сказали нам про качество вот студий лор, поняла обтинеря бакулой. А ича, что вам для лукра? Что нам нужно изменить? Может, здесь очень важно, какие-то должны быть изменения? Когда мы говорим о том, что у нас экзамены БАК, да, все учащиеся получают одинаковое образование, да, у нас единые программы. Давайте будем не забывать о том, что когда ученик выходит на экзамен БАК, значит, он пришел с разной стартовой позиции. То есть те ученики, которые идут из муниципий, да, то есть у них действительно стартовая позиция для того, чтобы сдать экзамены БАК, у них достаточно высока. И мы, это говорит о кадрах высоких, профессиональных, которые не просто, они есть
пока они есть. И они еще пока высокопрофессиональны. Они готовы, они могут работать на подготовку действительно к сдаче БАК. Естественно, когда мы говорим о школах республики, там разные положения, и поэтому нельзя забывать об этих детях, которые действительно не всегда могут это сделать на достойном уровне силы. Это не их вина и не их способности. Это в данном случае особенно... Ряд объективных причин. Да, ряд объективных причин, которые действительно очень важны, и их нужно решать. Эти проблемы действительно есть. Действительно большое число учащихся, которые не сдали бакалавриат. Изменить на данном этапе, то есть это очень длительный процесс. Говорить о том, что эти проблемы есть, они не решаются в Министерстве просвещения, мы не можем. Потому что вообще, любой образовательный процесс – это очень длительный процесс. И мы должны смотреть на перспективу не на один год, не на два, не на три. Мы должны смотреть на десятилетия. И это понятно. Но... Вот госпожа Антыч говорит о том, что действительно этот процесс организации повторной сессии, он невозможен, но давайте так, не то, что невозможен, он очень сложен. Я, как являюсь практикующим учителем, я преподаватель математики, который каждый год, фактически через 3 года выпускает детей, которые сдают БАК. Я понимаю, насколько это сложно, насколько это трудоемко. Более того, являясь ежегодным членом проверочной комиссии, да, то есть я понимаю, участвуя в комиссии по проверки первоначального экзамена, повторной сессии, ведущие специалисты, которые задействованы в этих комиссиях, да, они фактически лишены отдыха, того, который нам положен по законодательству, 62 календарных дня. И я вам как профессионал, то есть как учитель, который находится, учителю нужны эти 62 дня. Это... Если мы хотим, чтобы у нас были здоровые учителя, здоровые, которые действительно несут на своих плечах вот этот груз ответственности. Это очень важно. Как это организовать в ноябре месяце? То есть это опять мы перекладываем, например, то есть опять при создании каких-то комиссий у нас опять будут заняты ведущие специалисты. Правильно или нет? То есть по составлению тестов определенная комиссия, по проверке работ. Я понимаю, что вполне возможно, я тоже в этом буду принимать участие. То есть я лицо заинтересованное. Я понимаю о том, что это действительно очень важно, но с точки зрения вот этой вот составляющей правильного распределения рабочего времени и сохранения рабочих кадров, это тоже нужно учитывать. Я подумала о том, что, возможно, при такой инициативе нужно создавать отдельное учебное заведение, которое... Мало того, что будет вот этих детей готовить к сдаче БАК, потому что, в принципе, вот эта большая масса детей, она брошена на произвол судьбы. И от того, что они на следующий год будут сдавать, или через год они будут сдавать, они фактически не готовятся к БАКу. Например, при том же агентстве по оцениванию вполне возможно. Это мои фантазии, вы понимаете. Интересно. Я просто сейчас как математик начинаю просчитывать, насколько это невозможно или насколько это сложно. То есть чисто выстраиваю модель, что можно было бы сделать в этой ситуации. То есть если у нас появляется какое-то учебное заведение, которое определенные штатные работники, которые работают с тестами, которые будут обучать этих детей и готовить их вот к этой сдаче БАК и принимать у них эти экзамены в ноябре месяце или в апреле месяце, когда идет еще одна сессия БАК, тогда можно гарантировать о том, что это будет не то, что востребовано, а то, что мы спасем ситуацию, и мы не загоним ее вот в такой тупик, как она находится сейчас. Инициатива действительно очень хорошая, но давайте рассматривать ее не то, что вот сегодня мы раз и это сделали, а как мы это сделаем, кто будет с этим работать. Потом было, да, то есть здесь... Вот... Eu sunt deschis, ce spuneți dumneavoastră, noi ne-am dorit. Adică, bine, poate nu dăm o apreciere corectă tuturor circumstanțelor, pentru că e un proces complex. Noi ne-am fi dorit să o punem în aplicare din acest an. Dar chiar dacă guvernul vine și ne explică, uitați-vă, pentru a pune în aplicare această inițiativă, mai avem nevoie de timp, e ok, pentru că noi nu ne limităm doar la anul 2018. Viața continuă, ea poate fi pusă în aplicare din 2019 și așa mai departe. Dar totuși contează ideea. Dar nu vă pare că totuși 2018, ideea, fiind an electoral, prea repede ați încercat să veniți cu inițiativa aceasta? Eu am auzit ideea asta. Până la urmă, toți suntem politicieni. Noi s-au terminat alegeri, suntem iarăși în campanie. Evident că este și anul electoral. Dar anul electoral și are și beneficiile sale. Nu ești stimulat să te gândești, să vii cu inițiative, lucruri care te impun, dar ele sunt bune. Până la urmă, dacă facem abstracție de alegeri, dar
dar inițiativa este bună. Hai să ne uităm la inițiativă. Eu repet încă o dată, eu nu insist că ea, noi nu suntem în mod categoric din 2018. Ea poate fi pusă în aplicare și din 2019. Contează dacă este o idee, o idee bună, o analizezi, o vezi cum poți să o pui în practică și, repet, cum am putea să oferim studenților șanse mai mari. Asta contează, sau absolvenților. Le dai șanse în plus. De ce să arunci tu în afara sistemului aproape 6.000 de tineri să-i trimiți prin școli profesionale în altă parte? Dacă ei ar putea, unii dintre ei, să aibă diploma aceasta și să-și curească o altă cale. Dacă sunt șanse mai mari sau nu, vreau foarte mult să auzim și de la învățătorii de la Liceul Teoretic Waldorf opinia acestora, pentru care a fost întrebarea pentru unii și pozitivă, pentru alții negativă. Vă rog frumos, regie, să puneți materialul video. Susțin și salut ideea că în sfârșit societatea și demnitarii se gândesc și la tinerii sau viitoarea generație. Întâi de toate aș lua mai de la rădăcini această întrebare, pornind de la faptul cine vine în liceu, pe cine îi acceptăm în liceu și dacă toți sunt capabili de a susține examenele de BAC. Deci este părerea mea personală. Nu este neapărat toți tinerii să absolvească liceul și să primească diplomele de BAC pentru a primi acele studii superioare. Să vedem de câte persoane avem nevoie într-un domeniu, de exemplu, mai științific, mai profesional, de ceea ce cere țara, întâi de toate. Pentru ca să susțină BAC-ul, întâi de toate, să simplificăm și acele teste care sunt. O altă idee. Ca tinerii să poată, să fie capabili să le susțină, să le rezolve, cumva să fie o tangență sau o continuitate la acele conținuturi și la acel program care se învață în școală, să se ia în considerație și nivelul mediu de cunoștință pe care copiii, elevii, adolescenții îl primesc în liceu. Dacă intră în câmpul muncii fără această diplomă de BAC sau examen pe care le-a susținut, că le susține el în februarie, anul este pierdut pentru el. Cumva de revăzut perioada când susține tânărul repetat BAC-ul. Consider că cea mai mare investiție a unui părinte trebuie să fie în copil. Și dacă părintele știe, vede, are încredere în copilul său, atunci această investiție cumva este justificată. Bacalaureatul nu trebuie să fie ceva obligatoriu și pentru toți. Este o categorie de elevi care ar putea să facă ceva mai bun și mai frumos, mai avansat în teorie. Și avem copii care ar putea să facă ceva frumos în practică, mișteșugurile să-și dezvolte. Și deci nu este chiar așa de obligatoriu să meargă toți la BAC și toți să meargă la universitate. Poți să înveți o profesie. Sunt foarte multe modalități de a evolua profesional și de a duce folos societății. Și deci noi punem accentele un pic incorrect, că numai decât să ia BAC-ul, numai decât să se ducă la universitate, să aibă studii superioare, dar nu ne punem întrebarea de ce. Ea duce folos copilului, are el talent în acel domeniu care noi ne dorim și uneori putem să avem prea mulți specialiști într-un domeniu, numai deoarece acum este în vogă și peste 20 de ani avem un surplus de specialiști și nu avem atâtea locuri de muncă pentru ei. Sunt elevi care știu că au puține șanse, deci dacă n-au dat din prima, au încă o șansă și una încă la anul viitor și atunci el cumva își mobilizează forțele, are o atitudine serioasă și începe a studia. Din moment când el știe că are 4 posibilități într-același an, el poate să se lese pe tânjală și să se apuci de învățat în ultimul moment. Și asta desigur că nu este acea calitate când el învață sistematic în fiecare zi. Da. Am revenit în studio. Vă reamintesc, dragi telespectatori, că avem în studio pe invitații Valeriu Ghilețchi, vicepreședintele Parlamentului, Ala Ursu Antoci, consilier pe problemele educației, fracțiune PSRM, pedagog, și Natalia Gorova, director adjunct Liceul Teoretic Nicolae Gogol. Da, domnul Ghilețchi, ați văzut? Eu am văzut, sigur că părerile și reacțiile. E foarte bine, chiar e salutabil că ați luat opinii dintr-o parte. Noi tot am contactat și când mai auzi alte opinii, te ajută să înțelegi mai bine problema.
Un lucru care uneori se înțelege greșit este următorul. Nu e chestie obligatorie. Adică când oferi cuiva o șansă, el nu-i dator să folosească șansa aceea. Tu îi oferi o șansă. Eu ca și stat, eu ca și polițian în cazul dat, aș vrea ca tinerii noștri să aibă mai multe șanse, mai multe oportunități. Fiecare va decide. Unu, doi. Nu sunt de acord cu altă judecată, nu toți trebuie să aibă. Eu aș vrea, personal, mi-am motivat copiii, am trei copii, toți au studii universitare. Eu cred că dacă noi motivăm tinerii să aibă studii universitare, e bine pentru țara în general. Depinde ce se întâmplă după studenți când pleacă și câte profesii își dă nomenclatură de profesii este. Tot se dezvoltă. Noi ne gândim la lucruri de astea simple, unele. Astăzi totul se dezvoltă. Studiile te ajută, chiar și să fii la o companie IT sau într-o altă companie. Calitatea studiilor, domnul Ghileț, chiar asta este. Nu avem cadre didactice în facultăți. Facultățile sunt rămânem la nivelul ăsta, hai lăsați așa, nu vă mai trebuie să mergi mai departe dar la universități. Dar nu ne trebuie, dar atenția dumneavoastră, mă scuzați că vă întrerup, de atenția dumneavoastră sau a celor care văd în beneficiu studentul sau tine generații, a trebuit să vină pe alte rubrici, pe alte domenii, să le îmbunătățim, să le mărim salariile învățătorilor, să le îmbunătățim calitatea studiilor. Cel mai straniu este. Doamna Margareta, una pe alta nu exclude. Adică cine împotrivă ca profesorii să aibă salarii mai bune, să aibă condiții în școală. Dar de ce nu veniți cu o inițiativă ca să mărim salariul? Cel mai straniu, știți ce este? Când a izbucnit conflictul cu bacalaureatul în vară, cu testele la bacalaureat, că nu sunt în contradicție, nu știu mai ce. Atunci când fracțiunea Partidului Socialiștilor a cerut să fie audiată ministrul educației de atunci, s-a propus să fie creată o comisie. Dumneavoastră, domn Ghelețchi și fracțiunea din care faceți parte, n-ați votat ca să fie creată acea comisie pentru, pentru a identifica problemele care se află în învățământ. Așa nume la examenele de BAC, testele, baremul de verificare și mai departe. Deci, nu știu de ce, dar atunci n-ați dorit, dar acum veniți cu așa o inițiativă. Pentru mine este foarte straniu. Nu, eu vă spun de ce, pentru că, haideți să nu confundăm două lucruri. Comisie creată ca să zboare capete, ca să schimb cei care sunt astăzi în fruntea agenției. Lăsați. Atunci eu era sunt să identificăm problemele cu care se confruntă BAC-ul. Eu vorbim despre deputați. Știu foarte bine care era scopul acelei comisii. Haideți să nu acum să vorbim despre lucruri care n-au nimic una cu alta. Nimeni nu împiedică ca acest proces să fie reevaluat, să fie economit și din nou inițiativa noastră. Și cu faptul că s-a dorit să fie o comisie ca să boare capete, sunt lucruri total diferite. Nu să boare capete, să identificăm problemele care se află în interiorul sistemului. Care s-au urmărit atunci. Eu după ce am realizat reportajele acestea și am mai discutat la telefon cu mai mulți profesori, învățători din licee, un lucru am înțeles, că ei salută inițiative care vin în ajutorul îmbunătățirii calității educației la sistemul de învățământ la noi. Dar ei au foarte mari dorințe în alte aspecte, în alte domenii, pe care le așteaptă. Știți cum le așteaptă domnul Ghelițchi? Așteaptă niște lucruri care să fie, iată și doamna Егорова poate să zică, помимо вот того, что вот говорили здесь, что БАК не для всех, что нужно ориентироваться к профессиональному обучению, помимо того, что conținuturile, то, что вы говорили, în школе, din sate și din oraș, diferă foarte tare. Nu poate fi același test. Nu poate fi același test pentru aceștia. Что вы бы еще хотели, вот чтобы, на что обратили внимание лежиторину? Вы знаете, у меня есть один такой больной вопрос. Когда, в общем-то, мы находимся в информационном пространстве, как легко управлять настроениями аудитории? Да, вот той массы, на которую мы хотим направить ту или иную информацию. У нас бывает истерика относительно, рано или поздно перед экзаменами, истерия относительно присутствия камер. Да, была страшная истерия. Понимаете как? То есть это все ерунда. По сути, что это такое? Этот вопрос вообще возникает только перед экзаменами, кем-то муссируется. Вот посмотрите, мы находимся вот здесь в студии, перед нами очень много камер. Скажите, пожалуйста, когда мы с вами разговариваем, нас присутствие камер беспокоит? Не беспокоит. Дети, которые занимаются, которые учатся, которые пришли сдавать на экзамен и которые ответственны, они думают о том, что они будут сейчас писать, наличие камер в аудитории абсолютно их не беспокоит. Потому что я пришел сдавать экзамен, я к нему готовился. Дальше. Мы можем говорить о сложности теста. Да, то, что есть некоторые проблемы, они возникают и публично о них говорят, и это очень хорошо, что о них публично говорят и, в общем-то, признают свои ошибки, то есть то, что связано с тестами,
об этом нужно говорить, нужно, чтобы эти вопросы были открыты. Над тестами нужно работать более качественно. Я говорю сейчас как математик. Например, на протяжении последних 4 лет я понимаю, что проблем с тестами по математике, и надеюсь, что их дальше не будет, их нет. То есть тест по математике, он выровнялся. То есть каждый учитель, который работает добросовестно, он понимает о том, что все, что предложено в тестах за последние 4 года, значит, учитель прорабатывает на уроке. И тот, кто добросовестно к этому относился, значит, с этим тестом справится. То есть мы даем, вот с точки зрения математики, да, вот работает комиссия великолепно. Конечно, у нас возникают вопросы относительно проблем с румынским языком и с русским языком. Когда у нас, если мы говорим сейчас об обществе, о том, что мы говорим на безграмотном языке, мы пишем безграмотно, да, и когда мы на экзамене даем тесты со специфическими заданиями, когда даже специалисты не могут сразу ответить на этот вопрос, да, то есть на какой-то вопрос теста, то тогда возникает вопрос, а чего мы хотим доказать? Мы хотим доказать всему нашему обществу о том, что мы не умеем говорить на своем родном языке. Кто-то на румынском, кто-то на русском, потому что это проблемы не только касаются, например, тестов русского языка, но и румынского языка. То есть вот здесь, конечно, нужно понимать особенности того, что сейчас дети находятся в пространстве и формируются у них, в информационном пространстве, и у них формируется клиповое мышление. Мы отказываемся от письма, мы отказываемся от продуктивного чтения, и мы хотим, чтобы наши дети были грамотными. Мы даем им тесты, которые действительно очень сложны, при том, что они практически не читают, информацию получают из сокращенных вариантов литературы. Вот над этим действительно надо работать. То есть работа с тестами должна быть действительно очень серьезная и профессиональная. И не надо действительно делать из наших детей тех, которые не могут справиться с этим. Большинство ребят целенаправленно учатся, они намотивированы на учебу. И, в общем-то, большинство лицеев, а я думаю, что практически каждый педагог, который находится на своем рабочем месте по призванию и честно выполняет свою работу, он формирует в ребенке ответственность. Понимаете, любая семья, любой родитель, любой учитель должен формировать понятие у ребенка, что образование – это инвестиция в себя. Это то, что у тебя никто не отнимет. И поэтому вот эти механические работы, вот эти вот проблемы с тестированием должны действительно уйти. Вопрос, кто тогда составлял эти тесты, кто должен составлять эти тесты? В комиссиях по составлению тестов, безусловно, должны быть практикующие учителя. Хотим или нет, те, которые находятся в образовании уже много лет, те, которые знают образование от начала до конца, это не могут быть вузовские преподаватели, которые оторваны от учебного процесса. Это может быть совместные команды, которые действительно понимают, что у нас есть на данном этапе, что должно быть, на что мы должны быть нацелены в будущем. То есть отделять, то есть учителя у нас плохие, безграмотные, значит, будут составлять только вузовские, или, например, наоборот, учителя у нас все коррумпированные, и эта информация будет распространяться, все будет продано, и можно это все купить. Давайте уходить от этих вопросов, то есть коррупции в образовании. Давайте вернемся к тому, что все-таки... Acest tax ar putea să aducă o alură de că se poate cumpăra totul și aici cred că... Dar e o interpretare total eronată, repet încă o dată, ce are taxa? Taxa și examenul, rigorile, cerințe pentru examen rămân aceleași. Vedeți, ce spune doamna Igorova, face foarte mult sens, dar aici ține mai mult de partea ministerului și partea agenției, adică noi din punct de vedere legislativ nu putem introduce prin lege cum trebuie să arăte un test, ce trebuie să intre în testul respectiv. Lucrurile acestea le-am lăsat pe seama guvernului, pentru că ei sunt profesioniști, ei își cunosc, ar trebui să-și cunoască bine. Dar nu putea să existe o comisie în care veți... Comisia aia, vă spun încă o dată, comisia aia urmărea altceva. Comisia urmărea să... După, era tot o isterie, așa cum spunea tot doamna Igorova. Comisia vrea să găsească țapii spășitori. Dacă ar fost cu adevărat o comisie care ar fi urmărit... E complicat să inițiem o comisie care cu adevărat toate comisiile de anchetă din Parlament care au fost, spuneți-mi, toate comisiile de anchetă care au fost în Parlament, am suficientă experiență parlamentară, știu cu ce se termină, cere să zboare cu tare, să zboare cu tare. Dacă erau comisii și din oameni care cunosc sistemul, adică până la urmă eu aș merge pe o altă cale. Ar fi bine, poate, noi ca și Parlament, printr-o hotărâre, să obligăm guvernul să creeze ei o comisie, să vină oameni, ca doamna Igorova, ca alții, să vină ei să se ocupe de problema aceasta. Dar nu eu ca și parlamentar. Eu ca și parlamentar mă uit din punct de
fiecare oricum alege. Există o soluție. Avem cadrul legal și noi ne-am uitat. Noi am mers pe un segment, pe un element care, studiind, mi s-a părut el poate fi rezolvat și el merită să fie abordat acest element. Văd acest că aspect, mulți profesori, învățători au salutat acest noi am abordat un aspect care mi s-a părut că merită să fie abordat. Dar, repet ce am spus de câteva ori, una pe alta nu exclude. Faptul că noi avem un sistem de testare care probabil nu corespunde nivelul de predare, că avem un sistem de testare care ar trebui să fie mult mai previzibil pentru ele, mai ușor de verificat, să nu-l facă unii care apoi și un profesor care a predat, el nu poate să-ți rezolve problema dată. Așa tot nu este bine. Adică noi evident trebuie să reușim și din alte realități sau probleme care se confruntă absolvenții noștri la bacalaureat. Da, doamna Antoci, văd că vreți să spuneți ceva acum. Mai deci, avem un minut în emisie și așa atât încheiem. Deci testele, elaborarea testelor date implică atât profesori din mediul rural, cât și profesori din municipiu, fiindcă trebuie să fim foarte atenți cu treaba asta. Profesorii la universitate nu sunt în elaborarea testelor, deci nu participă ei categoric. Da, dumneavoastră aveți dreptate, testele sunt foarte complicate și nu sunt adaptate. Nu sunt adaptați categoric la cerințele din satul Cutare, nu vreau să supăr pe nimeni. Liceul Gheorghe Asache și liceul din, hai să spunem, din ultimul sat din Republica Moldova categoric nu pot susține același test. Deci schema de convertire a notelor, schema de convertire a notelor, din punctul meu de vedere, ea este prea exagerat de mare. Schimbările, să înțelegem că sunt necesare. Avem nevoie de niște lucruri care să miște deja societatea într-o altă direcție, pentru că lucrurile nu sunt chiar bune la capitolul educației. Noi vă dorim succes pentru ca să așteptăm de la dumneavoastră detalii la tot ce aici întrebările au apărut și la învățătorii de pe teren și doamna Egorova și doamna Antoci, probabil o să mai discutați în Parlament. Cei de acasă și de la televizor așteaptă, din păcate, majorarea salariilor și o educație care să fie mai pe înțelesul tuturor. Pentru că și învățătorii sunt puși în situații rigide și copiii noștri. Înțelegem și vom încerca să facem ce depinde de noi. Noi vă mulțumim pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor. Eu vă doresc o seară frumoasă. Vă aștept marți și vineri la 19:00 la emisiunea Noi despre noi. La revedere!